și bine ați venit la Provo Online cu exerciții de matematică. Așa să fie. Bună ziua, de acum bună seara, să spune că e seara de fiecare dată, da? Suntem în al doilea timpul acela care la ora asta deja e seara. Eu am spus așa, că este foarte important copiii, la fiecare clipă, în discuția care o purtăm, și vă invit în mod deosebit să faceți asta, fiecare chestiune care o analizăm, trebuie să spun, aici am înțeles, aici n-am înțeles, aici am înțeles, exact. Aici n-am înțeles. Din urmă, asta mă interesează. Și la teorema împărțirii cu rest, a Davide și Daria, eu am observat de ieri, și la fetița asta, Irena, care da. E altă școală, și Cassandra, voi parcă nici n-ați auzit de ea, parcă nu vi s-a spus niciodată. Parcă nu știați, parcă erați la prima citire, adică știi când vezi ceva pentru prima dată. Adică teorema asta împărțirii cu rest, mi se pare că ar trebui exploatată maxim, vedeți și la 7-a, și la 5-a, și la... Există un teren foarte bun pentru diverse probleme. Deci teorema împărțirii cu rest foarte bine înțeleasă. Dar insist aici, că trebuie să aveți putere, spuneți, aici am înțeles, din coace n-am înțeles. Vă rog să mai explicați o dată. Exact. Și eu fac așa. Opresc lecția și o explic încă o dată și încă o dată. Facem un bine foarte mare tuturor celor care ne urmăresc. Ușor, ușor suntem urmăriți. Să știți că ușor, ușor mesajul se duce. Nu-i pus lecția de ieri. Acum am pus. Da? Am pus-o aseară, dar Cristina încă n-a ridicat. Ok. Ziceam Cristina, ce faină lecția am făcut ieri, da, mie da, mi-a plăcut. Da, da. Și am ridicat nivelul și s-a dus sus foarte frumos. Și trebuie să înțelegeți că voi sunteți într-o competiție continuă, nu numai cu colegii voștri din clasă, așa e viața făcută, ci mai ales cu cei din alte clase. Eu am reușit bunoară pe fica mea, și pe băiat, amândoi când erau elevi, să-i determine să înțeleagă că nu colectivul din jurul lor sunt cei care constituie. Iapă, iapă. S-a mutat? Iar nu, nu copiii din jur, din clasă, sunt sistemul de referință. Nu, nici vorbă. Ci cei la care nici nu-i știi. Și sunt atâția copii buni și foarte buni în România cu care te vei confrunta ca generație. N-ai încotro. Și atunci le-am reușit să le insuflu această idee că... E bine? E bine? Așa. Această idee că trebuie să înveți zi de zi și cu tine însuți să fii în competiție. Exact, zi de zi, deci, corect. Da? Și tu să crezi că, de fapt, cel de lângă tine s-ar putea când tu te duci la joacă și n-ai nimic de făcut și chiar pierzi timpul. Eu sunt de acord și cu joaca, că este corect să fie. Că dacă nu te joci acum, când atunci? Corect, da. Dar trebuie să înțelegi un lucru. Că atunci când te apuci de treabă, să fie treabă făcută. Să ne facem treaba, să fim obișnuiți să ne facem treaba. Pentru că este lucru esențial. Dragilor, în condițiile în care înțelegeți așa, să fiți în viață, veți avea niște rezultate foarte frumoase. Da? Haideți să plecăm cu teorema asta împărțirii cu rest. Da? Tema pentru acasă. Am dezbătut-o ieri, dar mai continuăm și astăzi. Da, da, da. Tema... acele probleme care mi le-ați dat. A, ați făcut. Mă da? Și interesează asta. V-am propus să gândiți singuri și să propuneți niște probleme, nu? Da, dar ea n-a făcut că vine da. La nu-i engleză. Nu-i nimic. Dar am vrea să spun un lucru. Atenție. Nu ideați, nu s-a făcut, nu s-a făcut. Dar ca idee, bucuria de a compune tu un exercițiu trebuie să vă stăpânească. Corect. Când în sufletul vostru ajung, stai o secundă, că nu ți-i sancționez. Da, Mihaela. Daria. Vreau să spun că dacă asta ți este la suflet, atunci mergi pe stradă, la joacă, atunci când... Și zici, băi, ia să gândim, facă o ghesițiu. Tu o chestie frumoasă, compui o problemă. Asta este lucrul cel mai important pe care eu vreau să-l dezvolt. Pentru că dacă spiritul de creație se ușor, ușor prinde rădăcini, se dezvoltă în timp și vă treziți, așa cum am trezit eu, matematicien, dar în poziția de a inventa. Da? Eu nu m-am gândit niciodată că o să fiu inventator. Mă credeți, nu m-am gândit niciodată. Se pare că sunt în posesia unei invenții de proporții. Deci Dumnezeu l-a gândit așa, cu Iosubul, da. Astăzi m-am mai uitat la el, m-am mai dat o roată pe jurul lui
Și am mai descoperit niște facilități enorme care, pentru care am făcut filmul și va apare filmul cu noua idee care o am. Deci vreau să vă spun că nu s-a oprit acolo invenția mea. Nu am făcut-o și am aruncat-o. La ea lucrez în fiecare zi. Corect. De ani de zile, de 4-5 ani de zile lucrez la ea. Și iată că ea se perfecționează. De ce? Pentru că în mine s-a instalat acea stare de bine pentru a crea, pentru a face ceva neobișnuit. Față de cei din jurul meu care fac lucruri standard, eu încerc altceva. Și asta vreau să comunic și lor. Piticilor ăsta care mă întâlnesc și am atâta bucurie când îi văd, să le transmit starea de bine care te prinde când tu crezi ceva, când compui ceva. Da? O poezie fiecare am compus la vremea noastră. Cel care nu a compus niciodată o poezie, n-are cum să aibă o astfel de stare de bine, să o înțeleagă. Cam atât și mai departe. Copii, care te urmă cu pățile cure? Să o înțelegem bine. Spunem așa. Uitați, pe 29, dacă îl împart la 5, merge de câte ori? De 5 ori, că 5 ori 5. De 5 ori. 5 ori 5, 25. Da. Rest 4. 4. Deci, proba a ceea ce am făcut eu, Daria. Proba, Daria, este următoarea. Care este proba? 29. Hai să vorbești. Vorbește. Ea face altceva acolo. 29 cu cine e egal? 29 egal cu 29. Uite acolo, proba. Proba 29 egal cu... Este egal cu 20. Împărțitorul 5 ori cubul 5 ori 5 plus 4. Știi și tu. Da? 5 ori 5 plus 4. N-a fost atent tot. Încă o dată. Haideți să mai luăm o altă împărțire. 743 David împărțit la 41. 41 ar intra de în 74. Deci fiindcă are două cifre, știi că e două cifre și aici, da? Odată. Și merge odată, corect. Odată. 41, Daria, egal cu, de peste? 41 este egal cu 743. Împărțit la 41. Hai, acolo lucrează, știi bine cum cer eu. Fără să te uiți la tablă, dar n-ai știut la ce te uita pe caiet, că l-ai scris. Nu scris că aș făcea tema care i-ați dat-o, cum punea probleme. Păi, altă dată discutăm. Altă dată, Daria. Hai, fii atent. 41 minus 41, 33. Și coborâm pe cer. Da. Și intră de 8 ori. De cum ai găsit tu de 8 ori? Că nu prea am văzut deodată așa. Daria, tu ai văzut de 8 ori? Bine, da? Pentru da? Că era 4 în 33, da? 4 în 33, așa trebuie să gândim. Și vede de 8 ori, 8 ori 1, 8. Și ne dă 328. Da. Și ne dă 5. Și ne dă 5. Da. Și așa ne dă 18 rest 5. Și hai să scrim proba. Să vedem proba acestei... acestui rezultat. Adică, ce înseamnă proba? Să transcriem dacă am lucrat corect după algoritmul ăsta de împărțire. Adică ar veni cât de împărțit, o zi. De împărțitele. Adică 743. Da, 743 este egal cu 41 ori 18 plus 5. Ori 18 plus 5. Da? 743 egal cu 41 ori 18. Adică este câtul ori împărțitorul. Împărțitorul ori câtul plus restul. Da? Deci nu o să mă uit niciodată. Cum am zis odată? Când din somn ești trezit și te întreabă cineva cum te numești. De împărțitul e ca cu împărțitorul ori câtul plus restul. Da? Deci așa trebuie să-și ținem minte tot timpul chestia asta. Să scrim și de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Da? E literă de lege. Rămâneți definitiv în mintea voastră pentru totdeauna. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Asta este teorema împărțirii cu restul. Da? Teorema împărțirii cu rest. Deci teorema împărțirii cu rest de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul.
în foarte multe probleme, nu ne se dă nici de împărțitul, nici împărțitorul. Ni se dă, avem informații despre cât și rest. Deci, atenție, în multe probleme care le putem formula, nu ni se indică nici de împărțitul, nici împărțitorul. Ni se indică câtul și restul. Însă, ni se mai dă o legătură între de împărțit și împărțitor. Deci, autorii, când gândesc problemele, spune așa, îți dau două numere. Un nume mare decât altul, da? Un nume mare, altul mai mic. Cel mai mare, să subțineți cât de împărțitul, împărțit la cel mai mic, îți dă câtul atâta și restul atât. Iar între de împărțit și împărțitor, între cele două numere, mai am o relație. Fie dacă le adun, nu știu cât îmi dă. Fie dacă le scad, iar și nu știu cât îmi dă. Deci mai îmi dă o alte informații între cele două. Și astfel se compun exerciții foarte frumoase. Să luăm un exemplu. Exemplu. Se dau două numere, A și B. Păi de ce nu mă las să fac și eu meseria? Păi, tu n-au zis că vreau să fac un, să o compun un exercițiu. Dar lăsați-ne să le dăm pe ale noastre, care le-am făcut. Le-ați făcut deja, da? Da. E, dă-mi tu, da. De fapt, nu le-am făcut. Poate nu le-am făcut, dar... Să mi-o dea. Am făcut și una. Imediat. A putut cu răspuns mai întâi? Nu, cum ai gândit? Spui așa, tu îmi spui cum să mă pui bine la treabă, știi? A plus B da. Egal cu 346. A plus B egal cu 346. A plus B, da? Da. 346. Deci să dau două numere care adunate fac 346. Da. A împărțit la B. A împărțit la B. Este egal cu 5 rest 34. Rezultă? Rezultă 5. Câtul egal cu 5? 5 restul egal cu 34. Restul e 34. Aflați A și B. A egal cu cine? B egal cu cine? Cine e A și cine e B? Deci două numere adunate fac atât. A împărțit la B, conduce la câtul 5. E restul, exact cum am văzut noi aici. Mi-ai dat informații, mi-ai dat câtul și restul. Și despre de împărțit, A-ul e de împărțitul, B-ul este împărțitorul și că suma celor două mi-ai dat o informație, fac atâta. Daria, hai să o facem, mă. El a făcut-o, ne pune la încercare. Hai să o facem. Cum o gândim, Daria? Păi. Ar vrea cu segmente, Daria. Segmente? Da, îmi place așa foarte tare. Da. Cine? Cine să luăm o singur segment? Da, păi, cu segmente, B, începem cu B, care are doar un segment. Da, B-ul este un segment. Și A are 5 segmente. Pentru că, în mod normal, trebuie să fim teoria împărțirii cu restul. A egal cu cine, Davide? A egal cu B, ori 5 plus 34. Plus 34. Și pe B l-am reprezentat. Nu, Daria? Pe B l-am reprezentat. Da. Iar A-ul va fi... Și pe A-ul va fi 5 segmentele lui B plus 34. De 5 ori B-ul, 1, 2, 3, 4, 5 și plus 34. Restul, da? Plus un 34. Da. Și în total, ăsta e A-ul. Da? Ăsta e A-ul. Și în total, ele adunate, că așa mi-a spus Davide, că ele adunate, A plus B, fac 346. Ce operații vom face aici? Dacă în total fac 346, facem 346 minus 34. Minusul plusul? Da. Deci 346 minus 34. 34, da. Este egal cu 312. 312. Și facem 312 împărțit la 6. Împărțit la 6. De ce la 6? Pentru că sunt 6 segmente. Sunt 6 segmente. Deci din clipa în care am scăzut surplusul ăsta, mi-a rămas 1, 5, 1, 6. Ce reprezintă rezultatul împărțirii astea? Un segment. Un singur segment care B. Reprezintă pe B. Și facem 31 împărțit la 6 de 5 și de 30 și îl coborăm pe 2 și ne dă 12 împărțit la 6 care ne dă 2 și atunci B va fi egal cu 52 și A
va fi egal cu 52 ori 5, adică 5 ori 2, 10, 5 ori 5, 5 ori 5, 25, 260, plus 34 și atunci A va fi egal cu 294. Bine, Davide? Da. 294. Bun. Davide. Acum. Cine compune unul mai tare, un exercițiu și mai tare? Eu am făcut unul. Te rog. Deci, 3A plus 2B. Deci, 3A plus 2B. Este egal cu 346. 346. A împărțit la B. A împărțit la B. Este egal... Conduce la... Rezultă din împărțirea asta un cât? 5 rez 2. 5. Rez câtul, 2. Câtul împărțirii este 5 și restul este 2. 2. Davide, trebuie să o facem. E grea. E grea un pic, hai să spunem. E chiar, e un pic mai dificil decât data. Pot în timp ce faceți voi să mai fac una? Păi te rog. Mulțumesc. Te rog. Am dat numele mici ca să vă bucur. Bine, mă bucur mult atunci, ai fost o drăguță. Davide, hai să facem oameni. O fac prin segmente? Prin segmente vreau. Bun. Ușor. Am și scrie, hai. Hai să scriu teorema împărțirii cu asta. A egal cu? A egal cu B ori 5 plus 2. B ori 5 plus 2. B e, un segment, e două segmente. Atenție, B-ul e un singur segment. Deci B-ul e un singur segment, David, lasă relația asta. Nu e aici, de 5 ori au. Deci facem prima, asta, la asta ne concentrăm acum, da? Deci luăm pe B un singur segment. Un singur segment și aia este 5 segmente. Au 5 segmente, ăsta, da? Au 5 segmente, 1, 2, 3, 4, 5 și un plus 2, da? Da. Deci atenție! Ăsta este B-ul și ăsta este A-ul. Deci A-ul este de 5 ori B-ul plus 2, da? Da. Însă între A și B ce legătură am? A este mai mare decât B. Bun, de acord cu asta, din cauza că am de împărțit egal cu părțitorul B. Dar ce mai legătură mai am între A și B? Asta, abia acum mă întorc cu ochii acolo. A e 3 de 5, adică A e... 15 segmente. Nu spune. A-ul de câte ori este prins în relație? De 3 ori. Păi le-au o dată și mai au o dată, Davide, și încă o dată, da? Ca să fie de 3 ori. Și așa am construit pe 3-a. Da? 3-a. Atenție, că asta e șmecheria. Eu vreau să folosesc relația de aici. Acum mi-a ridicat privirea spre ea. Deci de 3 ori A și pe unul ce mai zice acolo? De două ori B. De două ori B. Adică o dată și încă o dată. Deci ăsta e motivul pentru care pun de două ori B. Nu că B ar fi două segmente. Nu, pentru că eu vreau să valorific pe asta. Deci aici înseamnă 2 de B, aici înseamnă 3 de A, și ce spune? 2 A, 3 A cu 2 B, 346. Face 346. 346 minus 6. De ce minus 6, mă? Pentru că e 2 la primul, după aia încă 2 și mai este un 2 aici, da, în capăt. Și mai este un 2 aici, da? Și e clar că trebuie să am 6, da? Deci din 346 scădem 6, 346 minus 6, egal cu cât? 340. 340 împărțit la... Acum să te văd împărțit. 17. 17. Are dreptate? Cred că da. Are 5 odată segmente de aici. 15, adică. 5 odată aici. 15 și cu 2 de aici. 17. Ai zis bine. Foarte tare. Deci vezi? Eu întâi construiesc, încă o dată insist. Eu îmi construiesc pe B, pe A, mă uit la relația care între A și B de aici, după care mă întorc, ridic privirea spre relația pe care o am între A și B.
Că mi-a zis de 3 ori, dacă spune de 7 ori, păi de 7 ori o luăm pe A. Și dacă spune de 5 ori câte B, de 5 ori câte B. Și pe unul văd toate segmentele, număr pe acele ale lui B. Da? Este foarte tare problema. Foarte tare. Deci numai așa, numai așa putem gândi prin segmente. E prima dată să știi când fac și eu prin segmente, la sugestia lui Daria, că nu le-a să fac decât algebra. Exact. Dar ieri asta nu, că da. E vreo prin segmente. La bine, loc. Hai. Iar nu s-aude, nu? A plus B ori 2. Un copil mă întreabă cât fac radical 64. 3 radical din 64? Nu, radical din 64 cât fac. E o glumă de asta. Copiii care acum stau și se uită și n-au înțeles efortul meu. N-au înțeles, domnule, da, nici nu trebuie să-mi înțeleagă. Da, nu le-am înțeleagă, fără discuții. Da. Și acum 340 împărțit la 17. Și face 20, nu? Și 20 este cine, la urma urmei? Este un B. 20 este un B. B. Deci iată că l-am găsit pe B egal cu cât? B egal cu 20. B egal cu 20. Da. Și A egal cu 520. Și A-ul va fi... 100. 102. Corect. Poți să ne spui cum ai gândit ai ieșit? Apropo de ce am vorbit mai devreme. Păi m-am gândit. A egal 102. Și B egal 20. Așa. Și atunci am făcut, am scris 3 ori A plus 2 ori B egal cu 346, pentru că am făcut 3 ori A care îmi dă 306 plus 2 ori B care îmi dă 40, 346. Și am împărțit la B, am făcut 102 împărțit la 20. Și normal că intră doar de 5 ori și restul îmi rămâne 2, pentru că 5 ori 2... Deci am plecat cu numerele. Da? I-am plecat cu numerele A și B. 102, asta e tehnica de lucru. Să fim corecți. 102 și B-ul 20 și am luat de 3 ori A-ul și de 2 ori B-ul, putea să ia de 5 ori A-ul și de 3 ori B-ul și dădea o sumă. Am pățit pe 102 la 20 și mers de 5 ori și restul 2 și mi-au spus nouă, ia știți voi care sunt alea două numere care au calitatea asta, că de 3 ori A-ul plus de 2 ori B-ul fac atâta și am pățit la B, fac nu știu ce rezultat. Și faceți și algebric? Hai să faci și algebric. Sigur că da. Îmi place de tare decât zice nu. Hai să vedem la algebric. Davide, ți-a plăcut mai mult secvența asta cu segmente? Deci dacă era 8A cu 9B. Ochiul lui este, cum să spun, satisfăcut de faptul că vede segmentele astea și înțelege de ce împarte la 17 și pe când acum, când trecem la calcul algebric, se pare dificil, dar nu e așa. Uite, Davide, hai să vedem, să vezi tu că așa merg foarte bine lucrurile. Davide, deci 3 ori A, da? Plus de 2 ori B, am spus că fac 346. Iar A-ul este 5 ori B. Învățați-vă și voi cu punctul ăsta, că Daria, cât de repede. Învățat, da? Dar i-a scris și doar algebric. Da? 5 ori B plus, cât am zis? Plus 2. Mai Davide, dacă A-ul este atâta, de 3 ori A-ul, aici îl locuim pe A. Și atât. E același lucru, 5 ori B plus 2 plus B. Păi da, de 3 ori asta. De 3 ori asta plus 2 B. Cum a zis noi, de 3 ori asta. Deci acum rezultă că asta se scrie așa. De 3 ori A-ul. Cine? Odată și odată și odată. Adică 3 înmulțit cu tot A-ul. Cine, Davide? 5B plus 2 plus 2 și plus 2 mai departe. Plus mai departe, care este ăsta, 2B plus 2B-ul, nu? Da. Egal cu cine? Cu 346. Și acum, echivalent. 346, domnule. 346, da. Echivalent. Și acum aplicăm proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare. Și este ca, și cum ai face, 15 de al de B. 15B plus 6, măi, mă. Plus 2, plus 2, plus 2, mă. Plus 6, mă, în loc să vedeți așa, plus 3 ori, 2 fac 6. Asta este fenomenul. Că ce face mai abstract aici corespunde părții practice. Da? Dar uite-te că sunt tot atât de simple. Deci vine 15B, ești de acord, nu? 15B plus 6, plus 2B,
346, echivale 15B și cu 2B, adică câte segmente din B sunt 17B? 17B, vezi, da, deci ușor. 17B plus 6 egal cu 346. Și acum scădem 6 din ambii membri, exact cum ai spus, scădem surplusul 6. Exact. Da? Și înseamnă ce? Echivalent cu? Echivalent cu 347 ori B. Egal cu 346 minus 6, nu? Adică 340. Adică 340. Și B egal cu un singur B. Zicem 17B. Scriem din nou. 17B egal cu 340. De unde un singur B? Dacă 17 sunt atâta. Păi unul singur. B s-ar 340 împărțit la 20 și la 20, la 17. Și de 20. Și egal cu 20. Uite de cât de clar și de simplu. Și frumos. Și acum am să vă prind, să vă arat că dacă știți calcul algebric, vă descurcați. Dacă încercați pe segmente, nu vă mai descurcați. Opa! Așa e momentul tău. Opa! Vreau să vă gândesc. Da, iată cum. Deci le-au așa și exemple, dar nu mai spun 3A plus 2B. 3A minus 2B. Acum nu mai cu calcul algebric, la revedere! Deci, atenție, nu mai merge pe segmente. 3A minus 2B. Deci am complicat ieșițul foarte tare. Super, haideți, domn profesor, da? Să vedem. Deci iată că îți dau așa, 3A minus 2B egal cu B-ul e 20, de 2 ori de 20 fac 40, din, cât ai zis, 306, parcă da, ai zis? Da, 306 minus 40. 306 minus 266. 266. Și că A împărțit la B, dă câtul A împărțit la B, rezultă câtul egal 5, cu 3, 5, restul egal cu 2. Da. Și șterg de sus atunci, nu? Și acum șterg toată... Păi s-a dus segmentele, ce faceți acum? Păi, dar e mai ușor. E, aici... Asta, hai să vedem. Aici e mai ușor. Hai să vedem. Când ți-am zis că le adunăm pe toate, am putut era să facem bine segmente. Cu segmente. Acum că le scădem, ce mai facem? Nu se poate, Davide, de acum... Ce faci de la 5, 6, 7, s-au dus segmentele astea? Lasă să se învârte. El vrea să se gândească cu segmente? Da. Haideți să facem cu segmente. Aici e superb. De aici, el nu renunță. Aici este important. Aș vrea să vă spun un lucru. Mai e zime, Helena. Am un segment. Nu. Da. Da. Deci tu, Davide, tu nu vrei să te îndepărtezi de ideea ta cu segmente, da? Bun. Când ai privit aici că A împărțit la B egal câtul 5, restul 2, de fapt tu spui așa că A este cât, te rog? A egal cu 3 ori. Nu 3. Din ambele. B ori C. Adică? Adică B ori 5. Da. Plus 2. Plus 2. A egal cu B ori 5 plus 2. Și fără să stai pe gânduri, îți dai seama foarte repede că B-ul e mai mic, nu așa? E adevărat? Da. B-ul e mai mic. Și atunci reprezentăm printr-un singur segment pe cine? Pe B. Ăsta e B. Iar cât privește A-ul, trebuie să luăm de 5 ori pe B-ul plus 2. Da. Și adică cât va face Daria? Adică... Pe A cum îl reprezentăm? Pe... Nu te mai juca, Daria. În timp ce lucrăm, ești numai atentă la mine. Da? Deci A-ul cât va fi? 5 segmente? Sigur că da. Asta vreau. Deci e de 5 ori B-ul. 1, 2... 3, 4, 5 și plus un segment care înseamnă doar 2, da? Unul micuț. Eu cred că s-ar putea
Asta mă gândesc, dacă nu reușim, chiar prin segmente se face și de data asta. Asta este super. Dacă reușim, înseamnă că suntem tari. Da. Ce spune relația? De trei ori au. De trei ori au, da? Da. Păi să luăm și noi de trei ori. Adică A. Odată un A. Și încă o dată. Adică fac încă cinci Davide de astea micuțe. Adică cinci zice iarăși. 2, 3, 4, 5 și încă 2, da? Și iarăși 1, 2, 3, 4, 5 și încă 2. Tot ce vedeți acum, construile noi, este, ce înseamnă asta? 3A. Deci 1A. Și am uitat, trebuie să mai pune și la B1. Atenție, 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 că la B nu zice să adunăm 2B. Trebuie să scădem 2B. Deci din tot ce am văzut 3A. Adică din 3A scădem în două segmente. Din 3A care înseamnă câte? Ce înseamnă de 3 ori? 13 segmente, scădem 2 și ne va da 13 segmente. Foarte tare. Deci lucrăm cu 13 segmente acum. De, da? Deci nu mai e... Foarte tare. Deci în 3A, ce înțelegi tu prin 3A? Înseamnă 15 de A de B plus 6. Da? 15 de A de B plus 6. Și minus, ce trebuie să spun? 3A minus 2B înseamnă 15 segmente. 15B plus 6 minus 2B. Da? Minus 2B. Dar aici ai urmărit? N-ai mai urmărit? Nu, dar n-am înțeles. Păi asta, ți-am urmărit că nu ești pe lecție și hai să luăm încă o dată. Uite ce spune aici. Dar relația pe care o avem este asta. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Pentru că tu ai spus așa. A împărțit la B conduce la un cât egal cu 5 și restul egal cu 2. Asta o știm, da? Imediat ne ducem cu privirea la relația dată de autor. 3A minus 2B. Nu mai este plus 2B. La momentul când a fost plus 2B, la cele 15 de al de B plus 6, cele 15 de B plus 6, am adunat 2B. Da? Am adunat 2B. Acum scădem din toată asta, din 15B plus 6, adică 3A, scădem 2B. Și el observă că dacă din 15 de B scădem 2B, rămân 13B. Ce nu ți-e clar? Nu ți-e clar, nu? Bun, stai pe deasupra. Deci stai pe deasupra. Ce nu ți-e clar? Hai, vină lângă mine. Ultima parte. Bine, hai să mai rămân încă o dată. Uite-te. Dacă ești atentă, sigur înțelegi. Noi avem experiență și știm că tu înțelegi foarte repede. Deci când a fost 3A plus 2B, ai înțeles atunci. Da. Pentru că la ceea ce însemna 3A, compus din 15 de al de B, 15 bucățele, plus 2, plus 2, plus 2, plus 6, veneam încă cu 2B. Da. Da? Adăugăm cei 2B și la 15 cu 2 făceau 17. Da. Dar acum ce facem din 3A, din ăștia toți? Mai adăugăm? Nu. Scădem 2B, că zice minus 2B. Da. Și din 15 scăzut 2? 13. Da. Și rămân 13B. Da. Da? Deci asta vreau să... Păi e foarte, că sigur înțelegi. E foarte simplu. Deci dacă era cu plus 2B, Daria, dacă era cu plus 2B, îi adunam la 15 cu 2, făceau 17. Acum a scăzut 2B din 15. A scăzut pe ăștia 2. Da. Și din toți 15, scădem pe cei 2. Da. Și atunci a rămas 13B. Da. Deci 2, 3A plus 2B fac 15B plus 6 minus 2B, care vă conduce egal mai departe spre rezultatul 15 minus 2, 13B plus 6. Asta este 3A minus 2B. Deci 3A minus 2B, nu trebuie să te uiți. Nu trebuie să te uiți la tablă. Am mai vorbit noi. Chestia asta e foarte obositor.
Când tu te uiți la tablă și scrii mecanic, nu-i deloc sănătos. Eu sunt împotrivă. Facem curat. Deci am spus așa, că trei ani, și-am făcut de trei ori an. O dată, de două ori, de trei ori. Înseamnă, cum fiecare an erau din 5 segmente plus 2, înseamnă că am ajuns la 3 ani 15 segmente plus 6. Da? Dar acum spune, nu plus 2B, nu plus 2 ăștia de aici, ca să mai pune încă unul, să facem plus 2. Ci zice minus 2. Adică din toată asta scădem 2B. Și scăzând din toată pe 2B, din 15 minus 2, rămas 13. Depășit, dar ea sigur a înțeles. Da? Da, depășit. Da, Daria, pot să fac și așa, ca să te fac să înțelegi. Din cei 15 B, 2 îi tai. Da. Și câți de ani de B au mai rămas acum? Am mai rămas 13. 13, mare lucru, foarte simplu. Da? 13 B. Deci 13 B plus 6. Deci 13 B plus 6 egal cu cât e dat aici, cu 266. Deci 13 B plus 6 egal cu 266. 13 B plus 6 egal cu 266. Și 13B. Uite, chiar m-a ajutat. Că eu nu știam cum să-i figurez minus 2B. E foarte simplu. I-am tăiat pe ăștia doi. Și numărăm. Deci, vedeți, ăsta este lucru extraordinar. Eu am o calitate aceea de a încerca să ajung chiar și în momentele cele critice. Când un copil se află într-o situație de asta. Deci trebuie să ajung și acolo. Eu trebuie să găsesc forma de exprimare, limbajul, în care să pot să ajung la el. Deci am ajuns la tine acum, când ați minus 2B, am tăiat 2 dintre ele. Câte au mai rămas? 13. Da? Simplu. 13. Îți mulțumesc pentru că n-ai mai pus în situația asta. Deci îți mulțumesc că ai fost neatent și nu reușești să te concentrezi. Și atunci 13B este egal cu 266 minus 6. 13B egal cu 266 minus 6. 13B egal cu 260. 260. Și atunci B este egal cu 260 împărțit la 13. Împărțit la 13. Și atunci B va fi egal cu... B egal cu 20, nu? 260. Da. 20. Da. B egal cu 20. Și atunci... dacă B egal cu 20, A va fi egal cu 100 plus 2 și A va fi egal cu 102. Așa cum ai spus tu, A egal cu 100, 102. Am modificat un pic ghișiților, da? În ce sens? L-am modificat și am mers și de data asta prin metodă figurativă. Asta e, eu credeam. Chiar când l-am gândit, am zis, na, metoda figurativă nu mai merge. Dar iată că a mers. Și asta e spectaculos, e formidabil. Că putem chiar prin metode figurative să putem gândi și problema când avem minus aici, da? Minus 2B. De acord, da? Nu o să vă dau niciodată 2B minus 3A. Sau minus A. De pentru ce? Că... Dacă A e 10 și B e 100. Deci A-ul este 10. Facem 102 care ne dă 200 și B ar fi 40 sau 40. Tu mai vrei să vii pe culoare care mă gândeam eu? Că n-ar merita să zic minus 3A. Că ar fi relația imposibilă. Nu. Se poate. Să-l mărești de multe ori pe B și să scade... Nu mai mic decât A, mult mai și la urma urmei să iasă și în felul ăsta. Da. Concret. Hai să facem așa. Tot cu B-ul și A-ul așa. Facem. Tot cu... Adică schimbăm numerele. Nu. B-ul cum l-ai luat tu 20. Parcă așa ai zis, nu? Da. B-ul și 20. A-ul 102. Și atunci să zicem așa. 10B. 10B, poftim, 10. 10B B. Minus... Care face cât 10B? Hai să facem calcul. 10B face 200. 10B face 200, da. Minus... 3A. 3A, dar 3A face 302. Nu, atunci nu 3A. Minus... Atunci, dar stați puțin, punem un număr mai mare la B. Facem 100B. Un A. Minus A, simplu. A, minus A, da. Deci minus un A.
minus A este egal cu 200 minus 102. Da, minus 102. 2. 98. 98. Bun. Și atunci relația ar fi așa dată. Să se determine A și B, știind că... Dar cred că te încurci când faci A împărțit la B, că ți se pare că B-ul e mai mare. Păi și când faci A împărțit la B, o să fie noi, mai noi greu. Dăm asta ca informație. Da. Da. Deci să se găsească numele de A și B, știind că A împărțit la B conduce la câtul 5 și restul 2, iar relația care este între A și B este următoarea. 10B minus A egal cu 98. 98. 10B minus A egal cu 98. Foarte tare, foarte frumoasă problema. De 10 de al de B minus 1A fac 98. Da, adică 10B egal 100 și A egal. Bun. Cum facem figurativ? Care ar fi ideea pentru partea figurativă? Uau, câte segmente! Nu ne dăm părțit sau ceva? Păi am dat. Ca A egal cu B ori 5 plus 2. Păi, aceea te lați. Păi... Aștept idei. Bărbați. O putem face? Ce zici tu? Da. Deci 10 B am nevoie. Hai, Daria, hai că noi puneam țara la cale aici. Fără tine. Deci, atenție. Am că A e de 5 ori B plus 2. Ce înseamnă asta? Păi putem să facem 10 B minus... Mai întâi, cum traducem pe asta? Adică, B ori 5 plus 10... A, nu, B egal. Lasă-l pe acolo, de acolo. Aici, numai la asta. B ori 5 plus 2? B ori 5 plus 2. Adică facem pe un segment pe cine? Pe A. Nu, cu un segment îl facem pe B de 5 ori. Deci cu un segment îl facem pe B B de 5 ori. Atent, nu de 5 ori. Pe B, da, am spus. Îl facem cu un singur segment îl reprezentăm pe B, că este împărțitorul. El este mai mic decât de împărțitul, da? A, deci nu e despre care vorbim. Măi, relația este aceeași. Adică a. De vorbim de aia cu 10B minus A. Sigur că da, dar o lăsăm mai târziu. Deocamdată ne uităm totdeauna, Davide. Totdeauna ne uităm la relația care e dată în urma împărțirii. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, da? Deci A egal cu B ori 5. Plus 2. Deci problema este așa. Să se găsească numerele A și B, știind că A împărțit la B, mă conduce la câtul 5 și restul 2. La care mai adaug o informație. De 10 ori B-ul minus A, o fac 98. Fără aceasta de a doua informație, nu pot să rezolv problema care două necunoscute. Ea are și pe A și pe B. Deci mai întrebă o informație în legătură cu A și B. De aceea, pentru început mă îndrept spre relația din teorema împărțirii cu restul. Adică A egal cu B ori 5 plus 2. Și figurez și pe A și pe B. Cum A-ul e mai mare, plec cu cel mai mic segment cu cine? Cu B-ul. L-am reprezentat pe B printr-un singur segment. De acord? După care, pentru A, ce fac pentru ca să reprezint pe A? A reprezint păi, un segment.
Dacă relația nu, este... 5 segmente și încă 2. Plus 2, mă, dar asta vreau să fiți atenți, mă. Ce am făcut până mai înainte, da? De 5 ori. 2, 4, 5 și plus 2. Ăsta este au. Ăsta este au. Dar nu ne spune acolo B ori 10, așa că noi trebuie să facem 10 secvente la B. Deci, ca să ne prezentăm, da. Acum ne ridicăm privirea spre relația dată între A și B. Și relația spune așa, de 10 ori B. Deci mă obligă să gândesc 10 ori B. Mai fac încă 9 lângă asta, da? 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Ia să 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Zice, din ăstea 10, din ăstea 10, scădem un A, adică cât scădem? Adică scădem 5 segmente. 5 segmente și încă 2. Și încă 2. Asta era. Deci dau deoparte pe ăsta. 2, 3, 4, da? 1, 2, 3, 4, 5 și mai dau încă o bucățică din cel de-al 2. De-al 5-lea din cât rămân, nu? Deci încă 2. Și ce rămâne? Ce rămâne, copii? Ce rămâne acolo e A fără 2. Deci este... Deci ce rămâne aici? Este au... Au fără 2. Minus 2 în acela, să spunem. Da, uite. Uite că am mușcat din partea asta. Am dus în partea asta altă. Adică... Păi, domn profesor... Trebuia să faceți nimic. Deci nu m-am dus bine. Adică ștergeți acolo bucățica aia mică și luați din bucățica aia. Stai vedem, să vedem. Să fim corecți cu noi. Deci noi am făcut ce am făcut? Am făcut 10 de al de B. Da? 10 de B. Scăd 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și încă ceva mai scad. Scad încă o bucățică. Deci mă duc mai în stânga. Deci din ce era numai 5, îmi lăsesc 5 de B, da? Dacă mai mușc un pic din el, mă rămân numai 4 de B. Uite-te, Davide, nu rămas mai 4? Ba da. Numai 4 au rămas. Deci au rămas 4 B. Și din al 5-lea B am scăzut un 2. Da? Deci, practic, acum nu mai am... În rezultatul ăsta, 98... Nu mai există. Nu mai este al 5-lea B complet, da? Câte ar mai trebui lui B-ul ăsta, al 5-lea, ca să fie și el fericit? 2. Un 2, mă! Asta le facem. Deci, la 98 ăsta... Din 98 mai adăugăm 2. Adăugăm 2, mă! Și în 200. Adăugăm lipsa asta. Da? Da, și atunci o să avem 5 segmente. Am completat 5 segmente și... O să fie bine. O să fie bine, mă. Vezi? Bravo! Da? Ce? Daria, hai să am vedem. Am înțeles. Da? Șmecherie foarte tare aici. Deci, din 10 de al din pe... A scăzut pe... Una. Dacă n-am scăzut pe A, nu-i numai a 5 de B. Și mai este și încă ceva. Și noi îl adunăm pe acel 2. Îl adunăm ca să-l completăm. Tocmai. Ca să completăm, ca să fie un segment întreg. Perfect. Și atunci dacă facem 266 plus 2... Nu 266... 98 plus 2. Așa, da. 98 plus 2, mă uitam jos. Care da. E 200. 98 plus 2 care e 200 și apoi facem 100 împărțire de segmente. Împărțire la? Segmente. La câte? La 3, 10. 4, 5, 10. La 10, mă? Pentru că 5 de sus și 5 de jos. Păi, la cât se împărțim? Păi cât au rămas? 15. Da? 15. La 15? Nu. Stai, nu știu. Da. Nu te uită la mama și la... Te uită la mine, că eu sunt la... Bagheta la mine. Știți, ați urmărit la o... La orchestră, când e dirijorul în față? Da, la 5. Păi dirijorul acolo, când i-a ridicat baieta mai sus sau mai jos, toată lumea este atentă aici. Nu-mi toace capul, mama nici nu există.
Este numai cu dirijorul aici. Da? Hai să gândim încă o dată. Deci, momentul în care am zis că A egal cu 5B plus 2, ați înțeles-o? Da. L-am construit pe A, pe B, am luat de 5 ori plus 2. Și acum, zice, relația de aici, relația de aici zice așa, de 10 ori B, deci am construit de 10 ori B, și minus A din 10 de al de B scad pe A. Împărțit la 15. La 15. Da, mai o leac, mai urmăiește. Da? Deci, Davide. Domn profesor, aș vrea să întreb. Poftim. Eu m-am gândit că împărțit la 5 ca să pun segmentele... Ți-ai tăiat. Toți 5, sunt dublați fiind tot 5, da. Urmăiește. Că trebuie să văd raționamentul logic. Insist. Știți atent, da? Da. Deci, zice, din 10B, din 10B, am scăzut pe A. Din 10B și am scăzut pe A. Adică am scăzut pe astea 5 și încă ceva. Mi-a rămas asta toată. 10B, păi uite ce spunem, 10B minus A, 10B minus A, cât o rămas, este 98. 98, asta este 98, copii. Deci 98 este partea asta care o vedeți acum de, cu galben făcută de mine. Deci 10B minus A, e numai ce o rămas 98. Păi, în 98 ăsta, cine sunt cuprinse în 98? Câte segmente sunt cuprinse în 98? Una, două, trei, patru și, în păcate, dacă ar mai avea 98 în 2, ar fi și al cincilea. Aaa, la cât împărțiți? Împărțim la 5, pentru că sunt cele 5 segmente rămase. Asta e, la 5 împărțim. Sunt cele 5 segmente rămase, pentru că noi am adunat 2 și am făcut segmentele întregi. Dar făcut părțile la 3 și la 5 părțile. Da, și facem 100 părțile la 5 care dă 50 și atunci toate acelea păi sunt 50 și facem 50 părțile la 5. De ce l-ați zis la 15? De ce spune la 15? Că spuneai 10 de aici și cu 5 aici făcea 15, da? Dar nu toată asta. Nu toată asta, că noi avem scădere. Deci din 10B am scăzut pe ăsta, pe A. Și a rămas doar ăsta. Și ăsta este 98, în care sunt cuprinse câte segmente? 4 segmente și punându-i noi 2, am făcut și la un complet și pe al 5-lea. Și atunci împărțim la 5. De acord? Da, de acord. D'acord. Bun. Hai să redactăm. Bun. Deci și cum o să gândim? Face 98 împărțit la 5? Nu 98, nu putem să pe 98. Plus 2. Deci 98 plus 2, 98 plus 2, egal cu 100, da? Egal cu 100, 100 împărțit la 5, egal cu 20. Adică 20 ai 20. Da? Și atunci un singur 20 ăsta este B-ul. Un singur se vede care e B-ul, da? Da, și atunci A va fi egal cu 102, pentru că e 20 ori 5, plus 2. Și atunci dacă... Și A egal cu 102. A egal cu 102. Am avut dificultăți majore acum, pentru că am zis minus A. Și aici v-am băgat într-o situație dificilă. Da? Puțin. Dar, pe metoda figurativă, eu chiar mă gândeam că n-ar merge, n-o să meargă, însă cu multă atenție merge și metoda figurativă. De ce credeați că n-o să meargă? Știi de ce? Pentru că, uite, e minus A ăsta, care ne joacă feste. Dacă înțelegeți că minus A mușcă și din segmentul acela o bucată, și că trebuie să-l adunați, este extraordinar de important. Foarte tare. Păi dacă nu înțelegeți asta... Pentru că noi l-am scăzut de acolo. Și atunci dacă l-am adunat, îl scădeam. Dar dacă l-am scăzut, trebuie să-l adunăm. Ca să completăm segmentul ăla. Adică când l-am scăzut și când scazi, adun. Vreau să vă spun că ce fac acum este un lucru spectaculos de important, foarte tare, comparativ cu ce s-ar face prin calculul algebric. Da. Calculul algebric n-ar merge aproape. Mi-ar fi foarte greu să vă spun că
Adică ar fi foarte greu să facem calcul la algebră. Pentru că ne-am... Ia să vedem aici. Ne-am peste cap. Ia să vedem. Dacă să scrim așa, în loc de A de aici punem 90, în loc de A punem 5B plus 2. Da? Și ar veni 10B. E, n-ar fi nici așa de greu. 10B, uite, 10B minus... Deci, ce stați puțin, ce faceți? În loc, în loc de A pun 5B plus 2. Deci 10B minus 5... B plus 2. B plus 2 pe care îl punem într-o paranteză. Este egal cu 98. Egal cu 98. Am de când puneți o paranteză, e mai altceva. Neapărat să-l pun în paranteză, că tot este, ăsta e out-ul. Adică da, 5B, dar e altceva aici, că nu putem să facem 98 minus 2. Asta este. Pentru că intră în paranteză. Da, asta da, înseamnă că îl luăm pe A, practic. Luăm cea mai mare parte din A. Da, și nu poți. Numai dacă nu aplicăm distributivitatea. Dar facem 15 dar nu e distributivitate, nu e distributivitate nimic aici. Că nu putem să facem. E imposibil. Oare și, pentru noi ar, și pentru noi ar fi mai greu. Pentru că... Păi dacă facem 5B plus 2, nu știu. Vedeți? Suntem într-o situație mai dificilă. Dar dacă aș zice că ăsta este scăzătorul, descăzutul minus scăzător egal 98. Adică din 98 scădem 5 ori B plus 2. Din 98 scădem pe cine? De... 5 ori B plus 2. Nu. Bă, da. Eu zic că la 98 adunăm ce? Adunăm. Deci ar fi asta echivalentă. Cum aș zice că 10B. 10B egal cu 98 plus 5B plus 2. Da, și atunci am putea să arătăm că 10B este egal cu 98 plus 2. 2 care face 100. Da, plus 5 ori B. Și atunci, și atunci bine, a, da, a venit 10B este egal cu 100 plus 5, plus 5B. Și dar scrie, nu-mi place că nu scrie Daria. Nu stai și te uiți, niciodată nu mai stau de vorbă cu tine, îți promit. Dacă tu mai ridici capul și vorbești așa, fără să scrii. Scrii și vorbești, da? Scrii și vorbești. Te rog, ai scris relația de aici? Da. 10B egal cu 98 plus 5B plus 2. Și uite de pe care ți-ai spus, dedesubt, echivalent. Că este echivalent că 10B... egal cu? Este egal cu 100 plus 5B. Plus 5B. Și atunci... Scădem un 5B din ambii membri. Da. Și din stânga și din dreapta. Da. Și atunci, dacă scădem, facem 100B... 10B. Da. 10B minus 5B. Da, minus 5B. Minus 5B. Egal este cu? Egal cu 100. Da. Și atunci, putem să... Asta ar însemna că 5B, da. 5B este egal cu 100, da. Și atunci un B este egal cu 100 împărțit la 5, și atunci B este egal cu 20. Și de aici știm că A va fi egal cu 20 ori 5. Da, a mers și calculul algebrică. Nu te mai tratam. E o jurec. Te uiți, după ce vorbești. A mers și calculul algebrică, dar cu greu. Da, dar mai greu un pic. Că noi nu ne-am învățat. Ia să văd aici dacă s-a dus doctora. Da? Dacă s-a făcut. 58. 58, hai să se oprim. Păi lasă 2 minute. Nu.